Bună seara, prieteni, și bun găsit în cadrul unei noi ediții a emisiunii E Important. Astăzi alături de noi este tânărul intens pregătit politic, Dinu, bunul meu prieten, Dinu Plângău. Zice președinte interimar, eu am să-l numesc președintele Partidului Demnitate și Adevăr. Dinu, mă bucur mult să te văd în acest platou și desigur să te revăd la propriu după ultima noastră întâlnire la bucătărie politică. Mersi foarte mult, Liviu, pentru invitație. Azi nu gătim. Nu gătim. Azi, de fapt, vom opera cu termeni importanți din bucătăria politică la zi din Republica Moldova și cu toate acele ingrediente care sunt aduse sau presărate de factorul extern, de ce nu? Până a trece la subiecte foarte țintite, Dinu, zi-mi ce mai faci tu ca implicare, pentru că nezadarnic am făcut această dihotomie președinte interimar, lăsând loc ca tu să aduci exactitatea în raport de cum te definești acum în cadrul partidului, ținând cu seamă că de fapt este și un congres curând care va fi organizat. Da, noi Platforma Demnitate și Adevăr trebuie să-și aleagă conducerea conform deciziei Consiliului Național Politic. Acest congres urmează să aibă loc pe 8 mai. Probabil o decizie oficială din partea partidului va fi miercuri, când va da presie și societății civile din afara, din interior, nu doar informații care este cunoscută doar membrilor noștri de partid, dar și o informație oficială pentru spațiu public cu mai multe detalii despre candidați, cu mai multe detalii despre cum se va desfășura congresul pentru toți cei care știi, oricum este o zonă meteo în cadrul partidului, mai cu seamă atunci când are loc această schimbare, o rocadă a celor care vor duce mai departe controlul și managementul strategic al partidului. De multe ori se fragmentează cei care sunt alături în spate, chiar dacă vorbim despre colegi. Ce avem acum în partid? Avem multe candidaturi sau ești unica candidatură? Nu, la momentul de față avem cel puțin două candidaturi, dar cel puțin două. Eu urmează. A fost format un grup de lucru în interiorul partidului care este responsabil de organizarea și desfășurarea congresului care va avea loc pe 8 mai. Deja toți doritorii care vor să candideze la funcția de președinte urmează să se înregistreze în calitate de candidați, să pregătească viziunea, programul pentru partid, oferta lui, unde vrea și cum vrea să dezvolte partidul mai departe, echipa și așa mai departe. Și asta pentru a crea un interes, pentru a instiga la interes. Cine este al doilea candidat la funcție de președinte al partidului ta? Este mult mai corect dacă această informație va fi anunțată. Nu, colegii vor face și știre și vor fi și prezenți la eveniment într-un context în care vă dispuneți să dați un nume astăzi. Nu. În puțină răbdare, cred că este corect ca conform procedurilor statutare, biroul politic național al partidului, pentru că în momentul de față eu sunt unul din candidați, asta pot să vă spun. Am spus-o și anterior în spațiu public că voi candida la președinția partidului, iar restul informației deja va fi comunicat pe căile statutare ale partidului. Cred că asta așa este corect. Este la sigur important oferta cu care vine candidatul, pe lângă experiența manifestată de-a lungul timpului în parcursul și procesul în care a fost implicat factorul uman al partidului. Știm experiența ta și din legislativul în care ai simțit ce înseamnă să fii creator cu titlu în deputăție. Care este oferta ta acum într-un moment de criză vastă? Pentru că, la sigur, oferta nu este doar pentru partid, pentru internul management, dar este și programul de mai departe, odată cu probabila investire în funcție. Nu? Știu ceva, am auzit ceva, de fapt să recunosc că am discutat puțin, dar zic că lăsăm loc de Moldova inteligentă. Peste 3 ani de independență, o Moldova tânără și foarte frecvent, în majoritate, această expunere o auzim de la mulți colegi de-ai tăi. Ce înseamnă o Moldovă inteligentă? O Moldovă inteligentă înseamnă o Moldovă care pune accent pentru viitor,
Foarte multe probleme stringente cu care se confruntă Republica Moldova au fost lăsate, din păcate, la o parte. Înțelegem și contextul regional și războiul din Ucraina și problemele cu gazul și foarte multe aspecte care au îngreunat enorm de mult situația din Republica Moldova, dar sunt probleme stringente cu care ne-am confruntat, care nici măcar nu au fost abordate de foarte, foarte mult timp. Nu au fost abordate până la schimbarea puterii sau nu sunt abordate în continuare? În continuare, din punctul meu de vedere. Deci foarte puțin se vorbește despre situația demografică precară din Republica Moldova. Noi rămânem un stat depopulat, de fapt, și în fiecare zi din Republica Moldova continuă să plece oameni. Nu se pune accent pe educație sau pe menținere cetățenilor noștri în Republica Moldova sau de ce nu de atragere a oamenilor sau, hai să spunem așa, cumva mai pragmatic, a resursei umane capabile aici în Republica Moldova ca să-și pună mințile în mișcare, în folosul societății, în folosul Republicii Moldova. Sunt foarte multe probleme care nu au fost abordate și noi vrem să le abordăm într-un context național. O Moldova inteligentă este și o modalitate de a face politică. O politică civilizată, o politică cu soluții și la probleme, deci nu doar cu critici. Asta este viziunea mea, că atunci și pe modelul în care se face politică și în țările europene de la care noi vrem să învățăm, vii cu soluții într-o manieră civilizată și calmă de a discuta problemele, vii cu oferte, cu programe și evident vii cu o echipă. Dar cine este echipa ta? Cred că în momentul în care o să fac lansarea, sunt, bine, este complicat, sunt oameni care mă ajută în această perioadă pentru, în calitate de candidat la funcția de președinte, sunt oameni mulți din interiorul platformei Demnitate și Adevăr, sunt câțiva oameni noi, fețe noi, pe care vreau să le aduc în prim plan și evident în această perioadă foarte mult mesajul meu pentru echipa platformei, da, este că noi trebuie să punem accent anume pe echipă, pentru că din punctul meu de vedere echipa, spre exemplu pe modelul prestației fracțiunii noastre din Parlament a fost un fel de atu, deci oamenii din echipă și-au asumat un anumit domeniu pentru care aveau o anumită expertiză, cunoștințe și au făcut-o foarte, foarte bine. Deci oamenii ăștia trebuie scoși în prim plan, să vină iarăși cu pachetul de soluții sau o viziune față sau abordare nouă, diferită. Abordare nouă. La și ultima noastră întâlnire, acolo unde la fel am discutat despre procese importante din politica Republicii Moldova, despre această mișcare tectonică a proceselor de la noi și ați puțin în paranteză indicat nevoia și necesitatea de schimbare a suflului unui partid. De la acea perioadă discutam despre acest lucru. Asta, da, presupune o schimbare de viziune, o poziție vizionară nouă. Ce zic și care este poziția la zi, să zicem, a domnului Năstase? Cred că și asta e întrebare care, de fapt, a fost lăsată până a începe emisiunea. Nu, cel mai corect, evident, ca jurnaliști, să-l întrebați pe domnul Năstase. Este o echipă... Este despre echipă, nu? Domnul Năstase este fostul președinte sau președintele în demisie în contextul în care toată conducerea platformei DASH a anunțat demisia. Pentru a lăsa loc ca în eventualitate congresul, partidul membrului de partid să decidă în baza programelor, candidaților care se vor prezenta la acest congres, să decidă încotro mergem mai departe și în contextul în care nu avem un singur candidat și există cel puțin și alte viziuni sau alți candidați în interiorul platformei, evident, lui va fi mai complicat ca a fost președinte să țină partea unui sau altui candidat și presupun că ca și fiecare, ca și mine sau ca și ceilalți contracandidați sau candidat la funcția de președinte, ne-am dorit ca echipa să rămână unită, fiecare să
să știe domeniul lui de responsabilitate, pentru că așa e într-un partid ca, ca într-o organizație mare, ca într-o familie mare, fiecare știe ce are de făcut în această echipă. Spre exemplu, cineva ia pachetul economic, scrie expertiză sau vine cu soluții la anumite probleme, cineva ia pachetul justiției și iarăși încearcă să scrie anumite strategii și să vină cu oferte nu doar electorale, dar și cu oferte de soluții la problemele existente și asta e, din punctul meu de vedere, cel mai important pentru orice partid, ca fiecare membru să știe că el este important în, în partid și că lucrul lui nu este cumva neauzit sau nevăzut. Zic, domn președinte, dar acest program Moldova Inteligentă este o parte din strategia incorporării a unui plan strategic a campaniei electorale ulterioară în care s-ar implica plenar? Evident, pe modelul altor partide, atunci când un candidat vine să își prezinte programul fața partidului, evident este și un draft de program sau o viziune pentru țară, pentru că orice partid nu este doar un partid ca să-și expună, el pretinde de a fi factor de decizie în, în stat și evident această ofertă nu este doar pentru partid, dar potențial poate fi dezvoltată de către echipă pentru, ca un plan pentru, pentru țară, Moldova Inteligentă pentru viitor. De fiecare dată mergem smeriți la urnele de vot, la frecventele exercițiile electorale la care am mai stat și am participat cu speranță și așteptări într-o cumva a schimba lucrurile și pentru noi, cetățean ca mine, muritor de rând, așa. Aceste așteptări, ele cresc în intensitate în ultima perioadă. Aceste așteptări lasă loc de interpretare că s-a schimbat puterea și cumva fie inteligența unei republici, care se reflectă prin inteligența managementului făcut de către politicieni, va aduce schimbarea. Cât de mai îndeșteptățiți am fost și suntem în aceste perioade grele unde ne afundăm în criză? Și ce mai e de făcut în afara criticii directă, dar punctând concret la situația? Eu sunt un om cu profunde viziuni europene și evident un lucru benefic pe de-o parte pentru Republica Moldova e că totuși avem în momentul de față o guvernare cu viziuni europene, pentru că altfel eu mă tem că am fi scăpat sau pierdut anumite oportunități care acum se deschid inclusiv în contextul acestor numeroase crize, pentru că recent am venit din câteva vizite din capitalele europene și văd o deschidere fără de precedent față de Republica Moldova, inclusiv în contextul statutului sau potențialului statut de membru candidat la Uniunea Europeană. Pe de altă parte, totuși s-au produs anumite procese care au slăbit anumite poziții civice. Am rămas cu foarte puțină societate civilă activă pentru că multă societate civilă sau oameni văzuți cu poziții corecte, normale, s-au regăsit în diferite partide, deci nu mă refer doar la partidul de guvernământ sau au mers să lucreze la guvern, dar inclusiv s-au dus în diferite partide, fie extraparlamentare, fie sub diferite forme, au început a veni cu poziții politice și asta, pe de o parte, a slăbit puțin ceea ce numeam noi anterior societate civilă cu poziții echidistante în afara cadrului politic. În al doilea rând, evident, cumva a fost monopolizat scena politică de dreapta de un singur partid politic care a neglijat tot potențialul uman a altor partide extraparlamentare și există potențial uman enorm, pentru că foarte multe zone de administrare, inclusiv din cadrul guvernelor, nu cred că voi fi retorica, potrivit cărea că nu sunt oameni. Ați auzit și am asistat cu toți, iarăși, dăm o certitudine care a fost virală și în spațiul public, dacă nu sunt oameni. De unde domnia voastră vede acești oameni? Sau, de fapt, ei sunt,
dar lucrurile stau altfel, de fapt. Tocmai la acest, la asta mă refeream. Deci, inclusiv guvernarea recunoaște că are probleme în promovarea unor cadre profesioniste. În anumite funcții, nu spun în toate, sunt unele funcții care se descurcă mai bine, sunt altele care o duc chiar prost. Și atunci, Republica Moldova, ca un stat mic, evident, trebuie să, dacă ești la guvernare, trebuie să încerci să folosești cele mai bune minți, mai ales când tu ești la guvernare de unul singur. Nu, și în Republica Moldova nu a existat absolut niciodată un partid politic care de unul singur poate să acopere absolut toate domeniile vitale cu cadre profesioniste. Atunci trebuie să apelezi și în altă parte. Dar azi ce nu ajunge? Azi ce nu ajunge? În opinia dumneavoastră, ce nu ajunge la managementul poate mai eficient a crizelor, pentru că sunt multe, ori riscă să îmi asum acest termen superlativ, nu suficient management, fiind implicat și alt factor, pentru că vreau să dau un cadru obiectiv a situației și să fiu înțeles și de telespectatori, pentru că vorbim despre actualitatea situațională la zi. Cred că cea mai mare problemă a guvernării la momentul de față este strategia și viziunea de termen lung. Cam în ultima perioadă am văzut că se încearcă a căuta soluții de termen scurt la anumite crize, dar asta nu rezolvă în fond problemele sistemice pe care le are în domeniu sau altul. Și de fiecare dată noi auzim ca scuze pentru anumite lucruri care și ei le recunosc că nu merg prea bine pe anumite domenii sau pe anumite segmente, că da, nu a ieșit chiar bine, dar noi suntem bine intenționați. Păi când ești la guvernare, nu te justifici doar cu buna intenție. Trebuie să vii cu soluții sau cel puțin să arăți că ai o viziune sau că, spre exemplu, în punctul X noi o să ajungem și o să avem niște rezultate. Foarte multe procese în ultima perioadă au fost amânate și noi, ca să înțelegeți, noi suntem destul de pragmatici în sensul administrării, înțelegem crizele prin care am trecut, dar totuși de fiecare dată noi încercam pe anumite domenii să venim cu anumite soluții sau sugestii care au fost neglijate și bine, mai dar ulterior... această strategie nu a fost produsul creației comune la perioada de bloc dintre PAS și DA? Înțelegeți, evident a fost în campanie electorală sunt anumite viziuni, dar pe lângă asta pe fiecare domeniu tu trebuie să ai o anumită strategie, nemai vorbind când lucrezi într-un guvern, evident acțiunile tale sunt bazate pe o anumită strategie de dezvoltare a sectorului. Dacă nu ai această strategie, practic nu ai un calendar pe care trebuie să te bazezi în ziua X sau Y ce faci sau cum faci sau cum dezvolți mai departe. Și în dependență de asta trebuie să începi a lucra. Dacă îmi spune mie astăzi cineva care este strategie, spre exemplu, a Republicii Moldova sau cel puțin măcar viziunea Republicii Moldova pe problema transnistreană, nu cred că cineva va putea răspunde inclusiv din actualul guvern și foarte multe lucruri pe domeniul respectiv. Putem să luăm, spre exemplu, justiția, care mie personal mi este mai familiară. Deci există un mesaj foarte bun, foarte optimist. Trebuie să curățim sistemul judecătoresc, procuratura și așa mai departe de elemente toxice sau de cei care nu fac față sau de cei care au fost corupți sau care nu își pot justifica averile. Perfect, eu cred că fiecare cetățean din Republica Moldova se alinează acestui mesaj. Apare problema cum o faci, apare problema deja în cadrele care au fost promovate, pentru că e una când spui, spre exemplu, la televizor că vrem să curățim sistemul justiției de oameni toxici sau de oameni care nu-și pot justifica averile și cu totul altceva când la televizor sau inclusiv noi care am avut același mesaj sau aceeași strategie, vedem în diferite funcții în justiție oameni care nu, nici nu măcar presa de investigație au scris despre avere nejustificate și așa mai departe, însă și Serviciul de Informații și Securitate au solicitat Procuraturii Generale anchetarea acestor judecători și mă refer aici la Musteață, la Cernat. Cred că am văzut cu toții acea notă publicată de Serviciul de Informații și Securitate care a strânit foarte multă nedumerire și toate aceste acțiuni parcă par minore, dar ele fac ca societatea să nu mai aibă încredere în proces, iar o reformă care nu se bucură de încrederea, hai să spunem, majorității, este o reformă eșuată.
Spuneați problema transnistreană și s-a apostrofat acest subiect. Strategie nouă pe termen scurt, mediu și lung. Dar strategia pe termen anume în trei dimensiuni face ca să adaptez la caz strategia pe termen lung, pentru că procesele care au loc fac ca strategia să devină un corp viu, adaptat la nevoia, necesitatea și problematica în care se găsește cetățeanul. Suntem prin definiție construcția noastră complexă, cei care continuu tindem să cunoaștem ce va urma pentru a fi pregătiți cum să acționăm mai departe. De recent, după 24 februarie, războiul din Ucraina, ne dăm seama că nu-i despre, prefer să repet frecvent, învingători și învinși. Este despre oameni care suferă, oameni care lasă în spate și își iau necaz, ne dând detalii. Nu poate fi anticipat pentru omul de rând un asemenea cum și nu este dorit. Nu contează care e partea agresor și care e partea care suferă plenar. Oamenii vor pace. Iată, în această situație de conflict, unde poziția Republicii Moldova este un subiect de mari discuții de la diverse tribune, și local și internațional, undeva deja apar și supoziții că în termeni rapizi ulterior, cumva și statutul Republicii Moldova ca stat, cumva va fi influențat. Astfel, aici să dăm undeva la o parte ceea ce înseamnă stereotip, ceea ce înseamnă instigare prin dezinformare și să ne spuneți care este poziția dumneavoastră, ca candidat la șefia de partid, ca persoană care mandatul de deputat și l-a manifestat prin acțiuni concrete, și trei, ca partid asociat planului strategic la care ați muncit și probabil continuați să munciți. Și noi am avut câteva direcții. În primul rând, noi ca formațiune politică condamnăm vehement agresiunea rusă și acest război care a început pur și simplu inexplicabil, neprovocat, un război în care se contestă existența unui popor vecin Republicii Moldova. Și evident, această situație îngrozește toată lumea, indiferent de viziunile politice anterioare pe care le-au avut. E groasă ceea ce se întâmplă când vezi imaginile cu copii și așa mai departe. Evident, orice om normal condamnă ceea ce se întâmplă și ceea ce fac militarii ruși în Ucraina. Pe de altă parte, evident, guvernarea a luat o poziție destul de comodă pentru, din punctul meu de vedere, pentru guvernare. Să nu răiască pe nici unii, pe nici alta, conștientizând cu toată lumea că dacă cade Ucraina, cade și Republica Moldova sau cel puțin independența formală, neformală pe care o mai avem în momentul de față. În al doilea rând, nouă ne este inexplicabil anumite acțiuni pe care le-a întreprins unii membri de guvern. Acest scandal cu uzina metalurgică de la Râmnița. Deci toate aceste cedere, inclusiv în contextul discuțiilor pe care le-am avut cu regiunea transnistreană. Altă problemă care a apărut legată de aceste contracte pentru termoelectrica semnată cu o companie aflată sub sancțiuni internaționale, deci noi indirect cumva finanțam războiul. Evident, aceste lucruri, toate aceste lucruri ne mulțumesc foarte mult și pe noi, cei care suntem mai informați, chiar dacă acest contract ulterior a fost anunțat că va fi anulat iarăși, pentru ce faci? Creezi problema ca pe urmă pe ultima sută de metri să încerci a găsi sau justificări sau soluții de alternativă. Deci sunt mai multe lucruri inexplicabile. Deci am mai multe cedări pe care le-a făcut guvernarea în ideea de a nu supăra Federația Rusă. Deci eu nu cred că dacă Federația Rusă avea vreun plan sau Vladimir Putin avea vreun plan, era să-i întrebe vreodată pe cei de la Chișinău. Dumneavoastră, actuala guvernare a făcut cedere pentru a nu supăra, ori pentru a menține statutul de neutralitate. Pentru că, observați, are urmarea unor declarații, avem șiruri de expuneri celor care stau pe mediul online și monitorizează procesele. În opinia domniei voastre? În opinia mea,
cred că s-a făcut un lobby foarte mare din partea unor companii private, pe modelul pe care noi l-am criticat anterior cu alte guvernări, companii afiliate regimului de la Tiraspol, companii din Federația Rusă, care profită de anumite procese care se întâmplă la Chișinău pentru a avea contracte preferențiale nejustificate. Uneori se fac aceste tendere special pentru anumite companii, deci practic nu s-a schimbat nimic în abordare. Evident, noi sperând că vine o guvernare pro-europeană va înceta aceste procese și am spus, unele au fost încetate, dar după ce au apărut scandal, după ce au apărut companii de la București care s-au expus foarte negativ pe unele tendere care s-au făcut în mod preferențial pentru companiile ruse și evident o reacție foarte dură din partea unor companii de la Kiev, care evident sunt într-o comunicare atât cu guvernarea de la Kiev cât și cu guvernarea de la București. Toate aceste lucruri, eu cred că plus presiunea bunei părți din societate, societatea civilă a oprit anumite lucruri care erau să ne facă de rușine în acest context regional foarte complicat în întreaga lume. Deci, pe de o parte, noi condamnăm ceea ce se întâmplă în Ucraina și acest război, pe de altă parte, noi suntem cumva solidari cu poporul ucrainean, dar pe de altă parte facem aceste porcării cu anumite companii din Federația Rusă care sunt puse sub sancțiuni internaționale. Dar cine se face responsabil de această, o numiți scăpare, ori o numiți vădită... Așa, numită o guvernare. Eu cred că când este vorba de o guvernare, guvern, sau responsabilitatea anumitor instituții ale statului, asemenea scăpări sunt scăpări, cum le numesc tot ei, sunt inadmisibile, pentru că pe de o parte pot aduce prejudicii foarte mari bugetului nostru, pe de altă parte ne pun într-un context regional și internațional foarte negativ. Noi doar am depus o solicitare de a fi primit ca stat candidat la Uniunea Europeană și evident toată Uniunea Europeană este cumva, merge în susținerea Federației Ucrainei și condamnă acțiunile pe care le-a întreprins Federația Rusă și asemenea acțiuni nu ne aduc plus valoare de imagine ca stat în întreaga. Dar ce mai rămâne, domnule, din formatul 5+2 de negociere pentru rezolvarea diferendului transnistrian, acolo unde implicații în acest format de dialog sunt și implicați în războiul la care asistăm cu toții și nutrim acest sentiment deloc plăcut? În formatul 5+2 este nefuncțional. El trebuie schimbat, în primul rând pentru că sunt două state care sunt într-un conflict. Deja modalitatea urmează să o vadă cei actori implicați în procesul. Da, bine, au trecut atâția ani evidenți. Dar ce schimbări și mai lăsăm loc de rezolvarea acestei probleme? Această problemă, din punctul meu de vedere, niciodată nu a fost o prioritate pentru orice guvernare ar fi la Chișinău, inclusiv pentru cele pro-europene. Dar eu spun să cumva prezentăm și factorii externi de implicare în lobarea modului și cursului de negociere într-o rezolvarea problemei, așa cum a fost, și vector coloana și implicarea guvernării, indiferent care a fost, înțeleg, indiferent de etapă și indiferent de culoarea. Înțeleg acestea. Contextul regional, înțeleg și un posibil potențial interes a altor state în această zonă. Totuși, guvernarea de la Chișinău, oricare n-ar fi ea, că vorbim de acum sau de câțiva ani în urmă, trebuie să gândească doar la interesele Republicii Moldova, la interesele cetățenilor Republicii Moldova. Iar foarte multe probleme ce țin de Republica Moldova, inclusiv pe dimensiunea acestui conflict, responsabilitatea este a autorităților noastre. Și v-am spus, eu nu cred că există astăzi undeva prin safeul vreunui minister, inclusiv cel de resort, de o strategie, cum soluționăm această problemă. Sunt unele probleme care, evident, nu pot fi, sau soluțiile nu pot fi găsite de moment. Pentru asta, inclusiv pentru problema transnistreană, autoritățile noastre trebuie să fie pregătite de un eventual scenariu. Spre exemplu, acum este un război în Ucraina. Mâine, pui mâine, Federația Rusă poate cumva pierde pe toate fronturile acest conflict și să-și retragă trupele din diferite probleme, nu știu, adaug ca chestie ipotetică, trupele din regiunea transnistreană. Da, Transnistria poate fi un fel de cal troian. Transnistria poate fi orice. El, până acum, această regiune și acest conflict și această zonă, din punct de vedere politic și geopolitic,
mereu a fost ca un fel de piatră la piciorul Republicii Moldova. De fiecare dată când, spre exemplu, Republica Moldova, cetățenii noștri și anunțau direcții de dezvoltare decisă prin majoritatea în cadrul alegerilor sau în cadrul altor procese democratice, de fiecare dată apărea acest element. Dau doar ca un exemplu ipotetic. Structurile sau guvernarea, oricare n-ar fi ea, indiferent de viziunile politice, trebuie să aibă o strategie de soluționare a acestui conflict. Ca în situația ipotetică X sau situația ipotetică Y, cum acționează toate structurile statului, de la poliție de frontieră, ministerele de resort, serviciul de informații și securitate și așa mai departe, în cazul în care apare totuși această oportunitate politică sau geopolitică, diplomatică, de a soluționa acest conflict și a integra respectiv în toate structurile. Ce spuneți, dar este statului. Un zvon, vorbind sectorial, un zvon ori o certitudine, faptul că în Republica Moldova se revine la scheme de contrabandă care au fost anterior destul de funcționale pentru unii promotori ai politicii sociale, să zicem așa. Da, asemenea semnale am văzut și eu și discutau chiar și colegii dumneavoastră din presă despre lucrurile respective care pe anumite domenii au probabil mai mult acces la informații. Nouă personal tot vin oameni care la fel ne spun cum era contrabanda pe timpul lui Plahotniuc. Se mai întâmplă cazuri de genul respectiv în care unii oameni șmecheri se folosesc de situația de haos probabil din Republica Moldova și fac bani. Eu nu am avut niciodată, toată lumea știe că nu am avut niciodată o poziție foarte amiabilă față de conducerea Ministerului de Interne din diferite puncte de vedere. Exista un șef a poliției inspectorul general de poliție pe nume Podarilov, care de fiecare dată nu înțelegeam de ce mai stă acolo și într-un final sub presiunea societății civile, care a făcut foarte multe lucruri, haide să spunem așa, scandaloase și le-a văzut întreaga societate, până când de fapt trebuie să fie pornit o anchetă de serviciu pe aceste cazuri, când a fost acoperit acel caz de la Atico cu judecători și procurori și vorbim de reformarea justiției sau de reformarea poliției, când se întâmplă asemenea lucruri în ochii tuturor, în ochii presii, în ochii societății civile. De asta, din punctul meu de vedere, Ministerul Afacerilor Interne are foarte mult de lucru și trebuie să aibă o altă abordare, atât față de angajații Ministerului, care în multe cazuri sunt oameni foarte profesioniști, foarte bine pregătiți, dar uneori sunt mai bine pregătiți decât conducerea care a fost pusă în momentul de față și asta e toată problema. Când oamenii, și asta se întâmplă și în mai multe domenii, când oamenii competenți sunt conduși de conducători mai puțin competenți. Știți, în spațiu public au apărut și mesaje potrivit cărora urmare, de fapt, a situației de război care se simte la hotar, mai cu seamă că Republica Moldova este statul care și-a deschis larg porțile de intrare în țară a celor refugiați care au fost goniți de stihia războiului. Tranzitând sute de mii, dar mai avem și iarăși cifre imense a celor care nu mai au unde să se întoarcă. Ce poziție aveți în raport de declarații de tip că există o înțelegere dintre Merkel și Putin cu referință la poziția Republicii Moldova în această zonă de conflict în care ne aflăm? Nu, Merkel nu cred că poate să mai avă poziție sau Germania să se raporteze la poziția Angelei Merkel. Deci cred că sunt niște fake-uri care foarte des se întâmplă. Bine, au fost promovate de tot deputați. Partea ce își ține de refugiații sunt acorduri internaționale. Orice stat al lumii, când se întâmplă o asemenea criză umanitară care este în rezultatul acestui război, când vin oameni care și-au pierdut casa și mai departe, orice stat al lumii, partea Organizației Națiunilor Unite este obligat ca stat să facă sau să ajute oamenii, pentru că vorbim în primul rând de umanitate. În contextul respectiv și Republica Moldova nu este o excepție de alte state, inclusiv Federația Rusă primește refugiați, Polonia, adică toate zonele și mie pur și simplu am dat exemplu Federației Ruse în contextul în care
prea mult laudă din partea autorităților centrale referitor că iată, noi ajutăm Ucraina primindu-i refugiați. Asta e absolut normal. Tu nu trebuie să te lauzi cu chestia respectivă. Hai să vedem ce alte lucruri noi am făcut pentru a ajuta oamenii care au avut de suferit din acest război, inclusiv de a-i integra în societatea noastră, pentru că sunt, spre exemplu, medici sau ingineri, oameni de o rară calitate profesională care pot aduce suport, inclusiv, hai să spunem, pe o perioadă scurtă sau medie, sau de ce nu să rămână stabiliți permanent cu traiul în Republica Moldova dacă ei vor dori. Deci care sunt alte mecanisme ca tu să dezvolți Republica Moldova în acest context? Plus am văzut și anumite alte tipuri de lucruri care v-am dat doar unele exemple, dar ele sunt mai multe și până a apărea anumită informație oficială în spațiu public, eu cred că n-o să comentez, dar sunt mult mai multe lucruri negative care le-a făcut guvernarea noastră în această perioadă și v-am dat doar câteva exemple de cedări unilaterale pentru regimul de la Tiraspol sau inclusiv favorizarea unei companii din Federația Rusă puse sub sancțiuni internaționale. De pe această linie de expunere reluăm, de fapt este timpul în care de obicei colegii îmi spun în cast că Liviu ia timp de publicitate, văd că tac, sper că dacă nu mă aud, ori este o defecțiune tehnică. Eu vă invit la un moment scurt de publicitate, după care reluăm discuția. Timp cât văd și pe generic schimbarea de cadru. Dacă nu, continuăm discuția. Colegi și dragi telespectatori, publicitate și revenim. Dinu, vă spuneai mai devreme că este un fake news, știrea potrivit cărora ar fi o înțelegere dintre oficial extern, da? Despre fake news, iarăși, polarizarea populației pe fondul unor declarații și mai ales după ce factorul de decizie se expune că cedarea celor avioane de lupte MiG către Ucraina este un mit. Și dumneavoastră știți lucrul ăsta că a fost anunțat în diferite formate. E totuși mit sau nu? Pentru că cei pe care îi urmărim și de la care avem așteptări susțin că este un mit. Această informație nu este una falsă. Într-adevăr a fost o asemenea solicitare către autoritățile noastre. Evident, contextul este unul mai destul de complex în care ne aflăm. Noi, probabil majoritatea cetățenilor noștri, înțeleg că tehnica asta militară de pe timpul sovietic probabil nu este în cea mai bună stare aceste avioane de lupte. Dar ideea acestei solicitări a fost mai mult ca pentru că ucrainienilor le lipsea anumite piese de schimb, pentru că piloții ucrainieni sunt mai familiarizați de a lupta cu tehnică militară ex-sovietică și în acest context această solicitare mai mult a fost pentru piese de schimb decât însăși pentru a avea avioane de luptă în acest război. Deja alte dedesubturi. Și atunci de ce se tinde a se mușamaliza un adevăr cert la care faceți trimitere, mai ales de factorul politic actuală guvernare? Pentru că este un subiect foarte delicat în contextul și politic și geopolitic în care ne aflăm. Pe de o parte, nu este probabil nici în interesul Ucrainei să vorbească pe marginea acestui subiect. Ucraina a trimis asemenea demersuri probabil în întreaga lume. Ajutați-ne cu orice puteți. Din punctul meu de vedere, Republica Moldova urma să găsească niște soluții de a ajuta și am spus, ajutarea refugiaților, din punctul meu de vedere, nu este o chestie, adică este o chestie absolut normală, necesară, trebuie să vezi și alte mecanisme cum ajuți în această situație. Deja noi cunoaștem cu toată lumea poziția oficială luată de autoritățile Republicii Moldova, de a se ține cât mai departe. Pentru mine, în acest context, ar fi fost ideal dacă nu tot acest
această situație complicată, cel puțin anumite autorități nu ar fi recurs la unele cedări pe care le-am văzut, din păcate, pentru interesele regiunii Transnistria. Înțeleg, poate a existat o anumită frică, toată lumea s-a speriat când a început conflictul, guvernarea nu este o excepție, era important să-și rezerveze un anumit calm, să se adapteze foarte rapid la situația și să ia niște decizii. Ei au luat decizii și au luat anumite poziții. Deja istoria ne va pune totul la punct dacă au făcut... Dar cât de mult ratingul partidului de la guvernare va fi și este influențat în perioada imediat următoare? Eu cred că ratingul lor politic este influențat mai mult de alte probleme pe care nu le-au putut rezolva, mai mult ține de probleme sociale și economice cu care se confruntă cetățenii noștri în urma unui val de scumpiri. Eu, în discuții, inclusiv în platourile televizate sau în discuții private cu reprezentanții guvernării, am spus de fiecare dată, noi suntem foarte înțelegători că nu poți rezolva în acest context foarte complicat, dar cel puțin, haideți să comunicăm mult mai bine cu societatea civilă, cu cetățenii și cel mai important lucru, inclusiv pentru mine ca cetățean al Republicii Moldova, să nu justificăm anumite nereușite doar cu problema războiului. Deci sunt lucruri care nu depind de război. Noi nu avem ministere care sunt implicate în mijlocit în soluționarea crizei cu refugiații sau alte lucruri care țin în mijlocit de situația asta de conflict regional. Mă refer la poliție de frontieră și mai departe. Avem ministerele de resort care ar trebui să mai departe să lucreze cu politici sociale, economice, pe domeniul justiției. N-au absolut nicio legătură cu... Și cine se face vinovat în contextul acesta, asociat frumoase replici, nu știu cine a dat-o, dar a dat-o bine de tot, potrivit căroia deciziile cele mai importante, mai ales în politică, se iau, atenție, de un număr impar de oameni mai mic decât doi. Nu, asta deja în toate mecanismele de luare deciziilor în partidul de guvernare nu le cunosc, dar este imposibil, inclusiv chiar dacă ești un singur partid la guvernare, să fii informat, dacă vă referiți la președintele Maia Sandu, să cunoască absolut orice domeniu. De asta sunt miniștri, nu trebuie Maia Sandu să cunoască neapărat ce se întâmplă pe planul politicilor sociale sau justiție sau nu știu mai ce, pentru că există echipă. Dacă un element din această echipă nu face față sau a luat o heisă, cum s-a mai întâmplat anterior, pur și simplu trebuie să găsești înlocuitor, pentru că asta nu este o gașcă. Asta e guvernarea Republicii Moldova. Dacă omul nu își face față și sunt atât de critici din partea societății civile, care deja înțelege că pe anumite domenii sunt scăpări, atunci înlocuiești persoana, înlocuiești managementul și mergi înainte. Să-l ții doar de dragul că e parte din partidul de guvernământ, mi se pare o prostie. Ați accentuat puternic, de fapt, că nu toate procesele și situațiile în care devenim și ne aflăm, simțim deja, nu depind întocmai de războiul în jurul căruia se ancorează toate argumentele și vinele. Cum se face că la ziua de astăzi Republica Moldova este forțată de o criză financiară față de care mai puțin se expun cei care ar trebui să zică multe, pentru că oamenii așteaptă. Avem o inflație ce atinge pragul de 20%, un indice procentual care depășește inflația și în țările care se războiesc. Păi ce e asta? Despre asemenea lucruri m-am și referit. Foarte multe crize pe care le-am menționat au început înaintea acestui război dintre Federația Rusă și Ucraina. Deci, foarte multe critici față de guvernare și ratingul guvernării, pentru cel puțin așa ne prezentau sociologii și politologii datele din societate, că partidul guvernământ cădea și asta o recunoșteau și reprezentanții guvernării, anume din cauza că nu se făceau față la aceste crize care au fost și sunt în Republica Moldova.
De asta este nevoie de un management. Deci noi nu putem, și la asta m-am referit când am spus că guvernarea nu trebuie să dea toată vina pe situația, ridicarea prețurilor, pe foarte multe probleme, doar pe această situație extrem de complicată din regiune. Deci tu pentru asta ești guvernare, să cauți soluții pentru, pe de-o parte, pentru a ameliora impactul negativ, pentru că el oricum va exista, indiferent de cât de bună va fi guvernarea, dar tu, scopul tău e să-l ameliorezi, ca oamenii să simtă mai puțin pe umerii săi povara, și pe de altă parte să încerci să găsești sau cel puțin să nu pierzi avantajele. Am spus, există o deschidere în contextul acestei situații fără precedent în Occident. Deci tu trebuie să pui toată diplomația pe care o mai avem, inclusiv în parteneriat cu România, să lucrezi în domeniul respectiv, să obținem statut de candidat din care vom beneficia imediat cu diferite fonduri, programe pentru agricultură, pentru agenții economice și așa mai departe. Deci noi chiar fără a intra sau fi membri de plin, cu drepturi de plin în Uniunea Europeană, putem deja începe a beneficia de anumite programe. Pentru asta este nevoie, evident, de efort mare din partea autorităților noastre. Pe de altă parte, am spus, am dat un alt exemplu de popularizarea. Foarte bine, dacă îmi permiteți să combin cu lipsa neapărată ca implicare a războiului în rezultatele unor procese ca management politic dus de guvernare. Criza energetică, unde războiul este argumentul numărul unu, în jurul căruia sunt ancorate toate declarațiile celor care ies de la tribună. Cum vedeți dumneavoastră acest lucru? Haideți să ne uităm bine. Noi știm că într-un cadru și context de război sunt repercursiuni și urmări la nivel internațional. Prețul în cazul nostru. Haideți să vă dau doar un exemplu. Prețul gazului pe care noi îl procurăm din Federația Rusă după formula actuală negociată de ministrul Spânul în Federația Rusă, haideți să spunem așa, nu se deosebește cu prețul de pe bursă, pe care este de regulă cel mai scump. În contextul actual, cea mai bună soluție pentru guvernare este diversificarea căilor. În Federația Rusă nu ne vin din nou gaz mai ieftin decât putem procura pe bursă, decât în cazul în care anterior, deja trecut, astea sunt greșelile trecutului pe care le-a făcut guvernarea, n-ar fi un negociat pe bune un contract avantajos pentru cetățenii Republicii Moldova. Acum, evident, trebuie găsite surse alternative de reconectare la rețelele europene pentru a fi independenți din punctul de vedere respectiv și vă asigur că anumite soluții pot fi chiar mai ieftine decât actuala soluție găsită de ministru Spână. Sunt mai multe alternative în sensul respectiv. Al doilea aspect care a fost în totalitate neglijat de actuala guvernare este mecanismul de control a prețurilor. Deci noi avem două instituții, ANREU și Consiliul Concurenței, nefuncționale după ce domnul deputat Alaiba a încercat să reformeze aceste structuri și practic le-a făcut nefuncționale și în toată această perioadă noi am văzut o creștere haotică a prețurilor la mai multe capitole, o concurență neloială, ceea ce a dus iată, la această discrepanță, pentru că statul în asemenea proceduri practic are două mecanisme, mecanismul de control și mecanismul de subvenționare. Și dar noi mai avem bani în bugetul de stat, vorbim despre subvenționare și cum facem să asigurăm în continuare, în cele ce urmează, să nu pierdem oameni capacitatea de plată pentru produse de maximă și elementară necesitate, acolo unde prețurile o iau razna, dar capacitatea de plată pe fondul salariilor, ori posibilităților de a munci și a avea un plus valoare financiar, lipsesc. Costurile pentru Republica Moldova în cazul în care nu găsește acest mecanism de subvenționare poate fi mult mai mare. Pentru că, spre exemplu, brusc la noi prețurile s-au majorat. Deci, rapid, neașteptat și în fiecare zi. Da. Și asta a făcut, într-adevăr, pe foarte mulți oameni, dacă ne referim inclusiv la agenții economici, să fie în
într-o anumită incapacitate de a-și continua afacerea. Nu își continuă afacerea, asta nu sunt bani la impozite, asta sunt mai puține locuri de muncă și așa mai departe. Deci tu dacă nu găsești soluții pentru acești, nu doar pentru persoanele fizice sau fizice, nu știu, în special pentru persoanele în etate cu venituri mici, ca să-și achite, pentru că pentru ei copensii, pentru unii copensii 2000 de lei să achiți gazul dacă trăiești în Chișinău sau Bălți, asta este pur și simplu strigător la cer. Nu știu cum se isprăvesc dacă nu găsești soluții inclusiv de a ajuta prin programe sociale. Dar pe de altă parte, tu trebuie să te gândești la mecanisme de cum ajuți în toată această perioadă agenții economici și pierzi pe ei, pierzi veniturile inclusiv la buget, dacă ne referim la haideți, partea pragmatică a situației financiare, respectiv, din punctul meu de vedere, subvenționarea și ajutoarele pentru agenții economice în această perioadă au fost insuficiente. Puteau fi găsite mai multe surse sau mecanisme de ajuta agenții economici. Pe de altă parte, evident, o mai bună comunicare, un mai bun mecanism de control ca unii din care fac, spre exemplu, afaceri în domeniul petrolier să nu abuzeze de pozițiile dominante sau să nu facă niște înțelegeri de cartier, cum s-au întâmplat, toată lumea vorbește despre aceste înțelegeri, dar instituțiile statului nu acționează absolut deloc. Și astfel așteptăm proteste în perioada care urmează, pentru că zilele trecute, cu toții deja cunoaștem, au fost retrase acele restricții care mențineau Republica Moldova în stare de urgență produsă de către pandemia COVID-19. Adică nu mai avem măști, nu mai avem restricții de a circula, restricții de a ne întruni în comunități. Deci asta lasă loc de cumva interpretare că ar și urma proteste atunci când deja omul simte la buzunar inacțiunea, prin iarăși capacitatea de plată redusă ori lipsă. Bine, în contextul actual am văzut cel puțin anumite poziții foarte critice din partea anumitor sfere economice care și-au declarat intenția de a se manifesta dezacordul față de politicile guvernării. Deja urmează ei să decidă. Scopul sau viziunea mea personală, dacă vreți, în contextul actual este ca, pe de-o parte, guvernarea să plece urechea, să nu se ridice, nu știu, că noi decidem și nu trebuie să ascultăm, nu știu, pe anumiți agenții economici sau prin cine, sau acolo agricultorii că protestează și au mai protestat și o să mai protesteze și nu ne interesează, sau anumite ramuri economice sau profesori sau cine o să fie nemulțumiți de anumite politici. Deci trebuie să plece urechea, iar celelalte, haideți să spunem, entități care nu sunt parte a guvernării sau partidului de guvernământ, în momentul în care își anunță un dezacord, trebuie să vină cu solicitări foarte clare ce vor ei, care este viziunea lor. Altfel, să nu deraieze aceste nemulțumiri justificate pe alocuri și chiar foarte justificate în acțiuni politice care, știți cum, nu cred că ar soluționa în esență problema. Citeam chiar acum, ascultându-vă, și noile titluri de știri cu referință la ceea ce se întâmplă. Și chiar iată un post de televiziune vorbea că Natalia Gavriliță evită să ofere informații legate de solicitarea Kievului către Chișinău de a-i da, de a vinde 6 MiG-uri. Este deja cu trimitere la ceea ce ați comunicat mai jos. Ne aducem aminte întâlnirea care a fost organizată de către președintele Republicii Moldova, doamna Maia Sandu, cu reprezentanți ai partidelor politice, ele parlamentare ori extraparlamentare, cu referință la cum și ce facem în cele ce urmează. Într-un moment în care se simte nevoia de implicare și sprijin pentru că ceva nu merge, dar ceva nu merge și mătușa Ioana deja în expunerea Caragiale, cum spunea, simte lucrul acesta. Cât de mult dialog este pe intern, dar pe internul nedeclarat, comunicare, consultări, acolo unde simți că nu merge ceva, nu ai suficientă resursă, consolidezi cadrul, în cazul acesta politic, și ne punem la masa lui Artur Rotundă, ori fi ea și dreptunghiulară, și crăpem patru, nu ieșim până nu identificăm soluții.
cât de frecvente sunt aceste solicitări ori apeluri care sunt făcute poate de către partide extraparlamentare, în exemplu, da, de ce nu? Bine, în contextul, haideți să spunem, existent politic, pentru Platforma DA era o implicare fără doar și poate în ajuta, cel puțin pe partea sa, refugiații, în măsura posibilităților. Am discutat cu primarii care sunt membri ai Platformei DA și ne-am implicat plenar cu cei ce am putut ca entitate politică în ajuta pe partea noastră cu ce putem refugiați. De altă parte, sigur că a fost din punctul meu de vedere un mesaj corect din partea președintei Sandu de a apela la partidele extraparlamentare în acel context de ajuta. Am spus, pentru noi ori să ne fie rugat să ajutăm, ori să nu, noi cu siguranță era să ajutăm, dar a fost un mesaj foarte bun. Pe de altă parte, am văzut ulterior, după ce a mai scăzut presiunea și publică și politică, mesajul guvernării, care pentru mine a fost unul, haide să spunem așa, deranjant, pentru că în acest proces de ajutare a refugiaților s-a implicat plenar, din punctul meu de vedere, mult mai mult autoritățile publice locale și cetățenii simpli decât însăși guvernarea. Am văzut asociații obștești, voluntari, mii de voluntari, am văzut kilometri de oameni care veneau la trecerile de frontieră ca să ajute involuntar, nu-i chemați de nimeni, nu de guvernare, vă asigur. Și în același context, eu știu că există o foarte mare nemulțumire din partea autorităților publice locale care nici măcar cumva, haideți să spunem, probabil nu au așteptat un mulțumesc de la guvernare, dar cel puțin nu s-au așteptat la o negare a implicării autorităților publice locale în acest proces destul de complicat și asta este o scăpare enormă pentru guvernare, pentru că, v-am spus, oamenii uneori nu așteaptă mulțumesc sau bună ziua, oamenii uneori așteaptă cel puțin să nu se nege că și ei au contribuit cu ceva, iar contribuția cetățenilor și autorităților locale a fost... Am să profit de situația aceasta și da, am să continui și eu șirul și aduc aprecieri colegilor, pentru că sunt colegi, de fapt, da, ți-a enunțat bine, organizații, societate civilă, oameni care și-au adus deschiderea și suportul cum au putut, pe diferite căi. Mai cu seamă, în contextul ăsta aș continua șirul și cu Academia TV Teatru și Film Națională prin proiectul Respect Moldova, care din 8 martie oferă suport într-o a și desface pe de o parte dezinformarea, într-o a mai atenua instigarea la ură acolo unde vădita asta se și urmărește, organizând și diverse evenimente cu suport chiar după alergări, adică unde dăm și demersurile instituțiilor oficiale. Știm noi final cine a ajuns, mai cu seamă că am participat și în coorganizarea acum recent a unui concert de caritate pentru atenție, pentru a nu pune toți pe toți într-o oală, pentru că sunt oameni care cu adevărat suferă și trebuie să facem delimitarea aceasta. Un concert de caritate, cred eu, cu impact. Doar că demersurile care au fost orientate către autoritățile și factorii de decizii au făcut ca să păstrăm locurile până la urmă goale, o zic așa cum este. Dar nu este despre aceasta, este despre implicare civică de mai departe, acolo unde se tinde a se pune umărul și cumva a revenit la firescul curs al lucrurilor într-o situații clare de criză. Pe final, domnule Dinu, de emisiune. Ipotetic, să facem un cadru ipotetic, adică vă invit la un cadru imaginar, cât de deschis ați fi cu suflul nou, cu strategia nouă, cu abordarea nouă și de ce nu echipă suplinită, pentru că cei care au fost este important să fie, nu? Cât de deschis ar fi pentru crearea, o revenire la un nou bloc politic cu Partidul PAS? Bine, de obicei blocurile sau partidele se discută înainte alegerilor electorale, iar noi avem de la început de trecut un proces intern. Eu cred că coagularea tuturor forțelor, oamenilor sănătoși, cu viziuni normale, inteligenți, profesioniști, de fiecare dată este binevenită și de fiecare dată a fost atuul Platformei Demnitate și Adevăr încă de la început, când eram Platformă Civică Demnitate și Adevăr, încercam să unim tot ce este mai bun în Republica Moldova, pentru că asta este corect, asta este ceva normal, firesc,
omenesc, dacă vreți, și eu nu cred că partidul își va schimba viziunile. Da, ați simțit o trădare ca partid atunci când a fost cumva rupt cooperarea de mai departe ca bloc? Ori nu este despre asta? Haideți să spunem, a fost o abordare diferită. Eu am spus încă din 2015, ca platformă civică, cumva unirea, unitatea societății sau a tot ce este bun și inteligent și profesionist trebuie valorificat. Pentru că noi suntem un stat mic și v-am spus, chiar și acum, inclusiv guvernarea recunoaște că are foarte mari probleme la nivelul de resurse umane, cadre profesioniste, și atunci evident trebuie să valorifici fiecare element sau fiecare persoană în acest stat. Prin asta cumva și dai o speranță pentru un viitor mai bun. Oamenii foarte des, de la mic la mare, de la cel mai, hai să spunem, de la medic, la polițist și mai departe, vor ca lucrul lor să fie apreciat. Și asta este valabil pentru orice lucru. Domnule Dinu, fiind ajunși la finalul emisiunii noastre, noi tindem să aducem aprecieri pentru deschidere și mesaje desfășurate la subiectele abordate în această seară. În cele ce urmează, de fapt, la evenimentul în care se va da lupta și verdicționarea finală, cine ia controlul la managementul partidului de mai departe, noi vă urăm succes ca candidat, domnule președinte, și forță într-o realizare a tuturor obiectivelor pe termen scurt, mediu și lung, în cadrul unei strategii vii, pentru că politica ar trebui, cred eu, adaptată și făcută să fie vie, pentru că este pentru oameni. Și standardul de ieri nu poate fi adaptat la nevoia de azi. Noi vă spunem multă forță într-o toate realizate. Vă mulțumesc foarte mult și ca remarcă, nu va exista luptă în platforma, da, probabil un schimb de idei diferite față de cum urmează să se dezvolte mai departe platforma, da. Să fie așa un schimb de idei și caracterul de echipă să rămână cel care se consolidează obiectivele voastre de mai departe. Stimați telespectatori, aceasta a fost ediția emisiunii de azi. Vă urăm o seară bună și, desigur, până la următoarea întâlnire.